Femeia se afla într-un microbuz care circula regulat pe ruta Italia-Chișinău. Cu prilejul verificărilor, polițiștii de frontieră vasluieni au constatat că în cursul anului trecut, persoana în cauză a încălcat regimul juridic al frontierei de stat, aducându-i se la cunoștință aspectele constatate și măsurile care se vor lua împotriva ei. Femeia i-a propus polițistului de frontieră aflat în control suma de 60 de euro drept mită pentru a nu-i întocmi dosar penal și a-i permite continuarea călătoriei. Polițistul de frontieră a refuzat banii și i-a adus la cunoștință că fapta sa reprezintă infracțiune de dare de mită și se pedepsește de lege, dar aceasta a insistat ca polițistul să primească banii. Ofițerul Biroului Județean Anticorupție Vaslui s-au deplasat la fața locului, iar în timpul cercetărilor persoana în cauză a recunoscut fapta. Femeii s-a întocmit dosar penal pentru încălcarea regimului juridic al frontierei de stat.